Cu ajutorul platformei online www.granturieuropene.ro, instituțiile din România pot învăța cum să acceseze 24% din fondurile europene, adică 35 de miliarde de euro pe an, bani care sunt gestionați direct de Uniunea Europeană. Acest proiect a fost inițiat de europarlamentarul PSD Victor Negrescu, deoarece numărul de beneficiari români ai granturilor și contractelor europene este redus, iar procedura accesării acestor fonduri direct de la Uniunea Europeană este în mare parte necunoscută în România. Prin intermediul acestui portal, toți cei interesați pot afla o primă informație în limba română și sunt direcționați către apelurile de proiecte detaliate aflate pe site-urile instituțiilor. Site-ul granturieuropene.ro și cele 19 cabinete de europarlamentari pe care le am în țară până în prezent sunt la dispoziție pentru mai multe informații, a explicat europarlamentarul Victor Negrescu. Aceste fonduri sunt distribuite pe bază de competiție europeană între aplicanți din toate statele membre pe baza calității proiectelor primite. Pentru a înțelege cât de importante sunt aceste fonduri, trebuie să vedem doar că România are alocat anual pentru perioada 2014-2020 o sumă de aproximativ 7,16 miliarde de euro, o sumă mică în comparație cu potențialul granturilor și contractelor europene, ce se ridică la numai puțin de 35 de miliarde de euro anual. Există proiecte care permit, spre exemplu, unui tânăr să beneficieze de o bursă pentru a învăța să devină antreprenor într-un stat european într-un anumit domeniu, dar și proiecte care pot genera, spre exemplu, inovări în domeniul transportului public, a completat eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu.